Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre șah. Mai exact despre The Queen's Gambit, varianta românească. Așa că așezați-vă comod, deschideți punga de popcorn și dați sonorul la maxim pentru că începem. Cu siguranță majoritatea dintre voi ați văzut deja seria de succes de pe Netflix și dacă nu ați reușit să o urmăriți încă, vă recomand să o faceți cât mai repede. Dar câți dintre voi știați că am avut și noi o Beth Harmon? În varianta românească, numele ei a fost Elisabeta Policroniade și viața ei ar fi putut fi foarte ușor sursă de inspirație pentru producția Netflix. Într-un sport dominat de bărbați, Policroniade a reușit să devină una dintre cele mai bune jucătoare de șah din lume, obținând titlul de mare maestră internațională. Așa că, fără alte introduceri, haideți să-i cunoaștem povestea Elisabetei de la început până la sfârșit. Elisabeta Policroniade s-a născut pe 24 aprilie 1935 în București, cu numele de Elisabeta Ionescu. Dacă este să facem o paralelă, numele protagonistei din The Queen's Gambit era Beth, probabil de la Elizabeth, varianta americană a lui Elisabeta. Părinții ei erau amândoi medici la Spitalul Colentina și își doreau același parcurs profesional pentru fiica lor pe viitor. Dar așa cum se întâmplă de obicei, atunci când îți faci planuri, intervine viața și totul se schimbă. Micuța Elisabeta are parte de o copilărie normală în general. Asta deși se vede nevoită de multe ori să petreacă timp la spital pentru că părinții ei munceau destul de mult. Neavând ce să facă toată ziua pe acolo, obișnuia să se plimbe pe holurile spitalului, căutând ceva de făcut. Până într-o zi, când observă un grup de medici care jucau șah într-una dintre săli. Atrasă de piesele de pe tabla de joc, începe să se joace și ea. Primul ei adversar și cel care o învață regulile jocului a fost Mircea Angelescu, un renumit doctor în boli infecțioase de la spitalul din Colentina. Practic, Angelescu era pentru Elisabeta ceea ce era Mr. Scheibel pentru Beth. Vedeți, asemănările încep să se adune. La vârsta de 13 ani, intră în echipa de șah a medicilor și prinde gustul confruntărilor, câștigând meci după meci și competiție după competiție. Din acel moment, Elisabeta știa că viitorul ei este șahul, nu medicina. Deși tatăl ei nu a fost de acord de la început cu ideea fiicei sale de a deveni jucătoare de șah, cu timpul avea să accepte situația. În schimb, mama ei a susținut-o încă de la început, mergând cu ea la toate concursurile de șah la care se înscria. Chiar și Elisabeta recunoaște într-un interviu că dacă nu era mama ei, probabil s-ar fi lăsat de șah încă de când era tânără. Și în cazul personajului Beth Harmon, mama ei vitregă Alma o susține și merge cu ea în toate competițiile de șah. În 1954, la vârsta de numai 19 ani, debutează oficial în campionatul național de senioare al României, clasându-se la finalul competiției pe un incredibil loc 3 la general. În paralel cu șahul, Policroniade decide să facă și o facultate și se înscrie la filozofie, secția de jurnalism din cadrul Universității București, pe care a absolvit-o în 1960. Tot în 1960 devine și maestră internațională, la vârsta de doar 25 de ani. După terminarea facultății, este repartizată la radioul public ca jurnalistă la emisiunea Carnet de Reporter și apoi este transferată la televiziunea română, unde va ajunge să realizeze o emisiune despre șah. Avantajul ei față de alți realizatori TV era că putea să-și bazeze emisiunea pe materiale aduse din afară cu ocazia călătoriilor sale pentru competițiile de șah. La șah, Elisabeta câștigă titlul de campioană a României de 7 ori, în perioada cuprinsă între anii 1966 și 1978. La nivel internațional, participă la campionatele mondiale de șah feminin de la Oberhausen, locul 2 cu echipa, Skopje, locul 2 cu echipa, Medellin, cât pe ce locul 1, dar oficial tot locul 2, Lucerna, locul 2, Salonic, locul 3 cu echipa și, în cele din urmă, Dubai, tot locul 3. Contrar poveștii spuse în serialul Netflix, bărbații nu jucau niciodată cu femeile și invers, asta pentru că regulamentul oficial nu le permitea. În 1974, la Medellin, echipa României de șah feminin a fost foarte aproape să câștige medalia de aur. La finalul competiției, româncele erau la egalitate pe primul loc cu echipa rusoicelor. Normal ar fi fost ca ambele echipe să primească premiul, dar într-un mod total nespecific sovieticilor, regulile se schimbă peste noapte și se mai organizează un meci de departajare între cele două echipe, neprevăzut în program. România pierde meciul și rămâne doar cu locul 2. La fel ca în miniseria de pe Netflix, jucătorii de șah cei mai buni din acea perioadă erau sovietici, fie că erau bărbați sau femei. La fel ca și Beth, Elisabeta trebuia să treacă de sovietice ca să poată să câștige ceva la nivel internațional.
Ar fi putut să participe la mai multe campionate mondiale, dar polihroniade a fost de multe ori lăsată deoparte pentru a-i face loc unei alte jucătoare de șah, al cărei tată era un politician influent al regimului comunist. Metecne vechi. Oricum toți banii pe care îi câștiga în competițiile internaționale ajungeau în conturile Ministerului Sportului. Între anii 1972 și 1977 participă la campionatul mondial de șah feminin prin corespondență, reușind să se claseze la final pe locul 4. În 1973 devine campioană europeană la individual, la egalitate de puncte cu o rusoaică și o unguroaică. În 1982 obține titlul de mare maestră internațională, iar în 1987 devine campioană internațională a Australiei, la egalitate de puncte cu unguroaica Zuza Polgar. Ca idee, să devii mare maestru în șah, trebuia să îndeplinești mai multe criterii, cum ar fi să te apuci și de șah la o vârstă fragedă, să participi la mai multe turnee internaționale la care să fie prezenți minim 3 mari maestri și un arbitru internațional și să ai un punctaj FIDE de 2500 de puncte. Din 1986 devine arbitru internațional. Ultimul meci oficial jucat de polihroniade a fost în 1997 la Openul din Hawaii. În total, Elisabeta a obținut în cariera ei de jucătoare de șah 6 medalii olimpice cu echipa, 4 de argint și 2 de bronz. A participat la 18 olimpiade de șah, 10 ca jucătoare și 8 ca arbitru, deține 7 titluri de campion al României, are o salbă de peste 150 de participări la turnee internaționale ca jucătoare și a fost arbitru internațional la peste 60 de campionate mondiale și europene. A călătorit în peste 70 de țări și a învățat 7 limbi străine. Cât despre viața ei personală, Elisabeta a fost căsătorită și a avut și o fată, care i-a murit și despre care nu a dat niciodată detalii. Ca un fapt divers, numele de polihroniade îl primește de la soț și are o semnificație destul de interesantă, de la grecescul Chronia Poli, care înseamnă mulți ani. Piesa ei preferată de pe tabla de șah a fost Regina Albă, deși, statistic, în cariera ei a câștigat mai multe partide cu Regina Neagră decât cu cea albă. În același timp, era fascinată de pion, pentru că era singura piesă care se putea transforma în regină. S-a zvonit că ar fi jucat șah cu Ceaușescu, care era un pasionat al acelui sport, dar zvonul a fost infirmat chiar de Elisabeta într-un interviu, deși a recunoscut că cel mai probabil fostul conducător al țării îi urmărea emisiunile de la TV. A jucat în schimb o partidă de șah cu președintele Ion Iliescu, într-un turneu dedicat memoriei lui Adrian Păunescu. Elisabeta povestea în interviu că i-a propus remiza lui Ion Iliescu și acesta a acceptat-o imediat, fără să se gândească. De obicei, în șah, atunci când propui remiza unui jucător, o faci pentru că urmează să-l învingi și vrei să-l ajuți să-și păstreze onoarea. A avut și o carieră de scriitoare, publicând 21 de titluri de cărți, printre care cele mai importante fiind Olimpiadele în alb și negru, Primii pași în șah, Șahul pentru toți și 64 de premii de frumusețe în șah. A fost membru în Uniunea Scriitorilor, director al editurii Epoli din 1990, vicepreședinte al Federației Române de Șah între anii 1995 și 2001, copreședinte al Școlii Internaționale de Șah Karpov Polihroniade și copreședinte al filialei ISCU, International School Chess Union, în România din 2004. Încă un lucru interesant care are legătură cu serialul The Queen's Gambit este că Elisabeta a susținut din fonduri proprii, timp de 20 de ani, o revistă de șah românească care avea numele de Gambit. A fost medaliată de două ori de către statul român. Odată în 1967 cu Ordinul Meritul Sportiv clasa 3-a și încă o dată în 2000 cu medalia națională Serviciul Credincios. La 75-a aniversare a FIDE, sărbătorită în Paris, polihroniade a fost inclusă în Cartea de Aur a FIDE, iar în anul 2000 a fost declarată într-o anchetă online șahista româncă a secolului. Pe 23 ianuarie 2016, Elisabeta moare în București la vârsta de 80 de ani, fiind înmormântată la Mănăstirea Cernica de lângă capitală. Singurul ei regret a fost că nu a reușit să introducă șahul ca materie în programa școlară. Privind în urmă la toate realizările sportive ale Elisabetei Polihroniade și nu numai, putem trage ușor concluzia că ar fi putut fi sursă de inspirație pentru romanul The Queen's Gambit, scris de americanul Walter Tevis în 1983, când Elisabeta era deja mare maestră internațională. Chiar și așa, va rămâne în istorie ca una dintre cele mai mari șahiste din România și chiar din lume. Chiar de curiozitate, voi ce spuneți? Ar trebui să facem și noi români un serial bazat pe viața Elisabetei? Lăsați-mi în comentarii părerea voastră și nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare ne vedem și pe Instagram și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!